Cum erați când erați mici? Bine. Bătaie în fiecare zi, stai că spui. Fotbal, și, fotbal și bătaie, ca să numim. Fotbal și bătaie. Nu certam, că n-aveam. Păi noi o plecam așa, dacă părinții erau plecați la servici, bine, o luăm cu grădinița. Hai să duc la grădiniță. Eu măcar am cei 7 ani de acasă, că mie nu mi-a plăcut grădinița. Eu chiar iam băia de acasă. Sabine, tu la grădiniță, că trebuie să te duc în fiecare zi. Au plecat, ne-am dus la fotbal împreună. Îți dai seama că fiind cu un an mai mic ca mine, ne antrenam în același loc. Poate puțin orele erau diferite. Și începea bătaia, că trebuia să avem și o disciplină acasă. Spunea mama, tu duci gunoiul, tu bați cu vorle, tu faci aia, tu faci aia. Și ăsta, ce să facă? Nu făcea nimic. Da. Venea la mine. Du și tu astăzi, că duc eu mâine. Fă-și așa șmecher era? Și a doua zi, da. Și a doua zi, du să vină locul. E rândul tău astăzi. Și începea bătaia. Așa șmecher erai? Da, da, da. Nu, și dai bătaia. Că e inevitabil. Dacă nu eram, erau și alții care ne... Bătărâtau. Da, da, da. Nu era, nu era, că știa că avem o problemă unul cu altul de fiecare dată. Toate, nu era zi. Păi nu aveam geamuri la casă, la casă, la apartament, la vitrină, la noi, nu. Bibelourile erau direct, știi, așa, nu era niciun geam. Le spuneam cu nepunea, le spuneam cu jucam fotbal, jucam orice. Da, dar văd Sabine că văd că, adică se vede în emisiune, se simte, vă și iubiți la fel de tare, pe tot la fel de pasional. Păi da. Tot la fel vă iubiți de pasional. Adică tot se simte din discursul vostru. Și uite, de exemplu, să simtem cum te uiți tu la Adrian, cum se uită el la tine. Că m-am uitat așa cum vă uitați unul altul. Se vede că vă iubiți. Dai seama că există, am crescut împreună și mai e o chestie. Și mult și fără părinți, adică îi plecau la serviciu, nu steam amândoi. Trebuia să avem grijă unul de altul. Chiar dacă o dădeam și cu bătaia și când am crescut sau cu altele de-a trebuit. Pe fete v-ați certat? No. Nu. A? La gagicareală nu, a? Nu, nu, păi n-am zis că eu luam pe la urâte. Și cum? Eu luam pe la mai puțin drăguțe și nu se supăra. Aia, am zis, și el luam pe la mai mișto, nu era șmecher. Da, tu ziceai bine, a? Păi nu, că ce cum zic, când am început și am luat primii bani de la Steaua aia, când mi-au dat și mie prima de instalare și el era acasă, primul lucru, tot îți zicea, dă și mie mai să ies cu fetele în oraș. Dar nu era zis. Dar e și diferența de un an, bine, acum nu-ți dai seama, dacă, de la 15 la 16, totuși e o diferență când ești tânăr. Da. Și lui, el și-a făcut nume mult mai repede decât mine. El deja la 16. Da, dar n-ai avut niciodată, te-am văzut presiunea numelui lui. Niciodată n-ai avut. No. Din contră, te motiva. Mai rău, da. Nu, ca să erai mai ambițios. Da. Nu, să joc ca el, dar m-am motivat foarte mult. Și că m-a luat cu el, hai la fotbal, că toate eu, bă, nu mai mă duc la un pescuit sau ceva. El nu. E cum e Bogdanel acum, orice, primul loc cu fotbal, primul loc fotbal. Da, fotbal, zi, vrei să zici așa? Da, cam asta, luam după mine tot timpul, hai la fotbal, hai să stai lângă mine, hai că vedem lucrurile cum le facem. Da, era și cu bătaie, deci, ca să nu... Mi-aduc prietenul nostru și el, mai mare, cine era, Crin sau nu, de ăsta, și hai să mergem la alergare, să alergăm. Îi doi în față și eu cu bicicleta, că era îngresut. Ți-au luat bicicleta, ți-au aruncat-o, nu? Am aruncat-o, m-a stricat-o, dar era mai pilus când era mici. Da, mă, eu cu bicicleta, ia două, doamne, iartă-mă. Păi el știi când la grupa lui de juniori, până să ajungă la cât, la 16 pe acolo, păi el juca orice post în echipă. M-a băgat și în poartă. Și în poartă. Cine astăzi? Stau în poartă. El nu avea nicio treabă cu... Doar să fie acolo, să fie în anturaj.